Investiții din creditare sunt inexistente la noi în țară. Este pentru ferme mai mari, adică ferme foarte mari. Iar investiții din propriile surse ar fi foarte mici. Accesând fondurile europene a ajutat foarte mult. Am construit cele trei solare pentru legume. Am forat un puț pentru apă necesară irigațiilor. Ferma s-a dezvoltat fulminant. Noi, pe timp de iarnă, aveam foarte multe legume, adică acele care se puteau depozita pe timp de iarnă. Însă acum începem, practic, din luna ianuarie. Lucrăm toți membrii de familie și din afacerea asta trăim. Este chiar foarte important să lucrăm în familie, pentru că ne ținem familia unită. Faptul că băiatul s-a întors acasă este un lucru extraordinar și chiar un lucru foarte rar întâlnit. Ca să se întoarcă un tânăr specialist, școlit în domeniu, să-și facă propria firmă la sat, este un lucru destul de rar la noi întâlnit. Când mă trezesc dimineața, de-abia aștept să plec la muncă, pentru că parcă mă odihnesc psihic la muncă. Într-adevăr, seara revenim acasă obosiți fizic, dar dimineața ne revenim. Noi știm să facem agricultură, ne place ceea ce facem.